Tesorului Domnului Iisus Hristos. Avem bucuria să avem în seara aceasta în mijlocul nostru o familie cu un copilaș. Și m-am uitat, dar nu-i unul străin. Domnul să fie mărit și lăudat. Câteva gânduri despre familie și aș vrea să vă spun că ce minunat este să fim într-o familie. Amin. Ce minunat să avem frați, să avem surori care atunci când intri în problemă, intri în necaz, când nu vezi nicio rezolvare la problema ta, nicio mângâiere, niciun cuvânt de îmbărbătare, să poți să auzi că sună în telefon sau că te oprește un frate, să-ți spună ce mai faci, cum mai ești, am auzit că ești bolnav, am auzit că ai trecut prin operație. Domnul să te ajute, să te întărească, ne rugăm pentru tine, postim pentru tine. Și ce minunat este să ai pe cineva alături de tine. Când suntem tineri, poate că nu prețuim să avem pe cineva lângă noi. Dar când ajungi să îmbătrânești și să ai copii și aceștia să fie departe și tu să-ți zaci pe un pat de suferință la spital, așteptând ultima clipă și să vezi că nu vine nici băiatul la tine, nici fata, nici prima, nici a doua, nici a treia, e tare greu. Parcă te simți că ai trăit degeaba și că rostul tău pe pământ n-a fost niciunul. Însă ce bucurie este ca să ai alături de tine pe cei dragi. Să ai copiii tăi, să ai nepoții, strănepoții. Cum zice o vorbă, să aibă cine să-ți închidă ochii sau să-ți aducă o cană cu apă. Însă, scumpii noștri, este un principiu. Principiul reciprocității. Dacă noi, ca și copiii, ne-am purtat rău cu părinții noștri, i-am desconsiderat, nu i-am ajutat, nu i-am ascultat, ce vrei să facă cu tine? Dacă părinții au plecat și ne-au abandonat, nu s-au îngrijit de noi, a venit biat acasă, din bătăi în bătăi, este totuși un părinte care, chiar dacă merităm, niciodată nu se poartă așa cu noi. Ci este plin de milă și de îndurare și ăsta este Tatăl nostru cel din cer. Care trage un semnal de alarmă și astăzi să ne apropiem de El, să fim oameni mari, oameni care să trăim între oameni și să ne ridicăm la nivelul de copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu se poartă frumos cu părinții, cu copiii, cu familia lui. Familia este foarte importantă în planul lui Dumnezeu. Astăzi vedeți că însăși noțiunea de familie a fost pervertită. Însăși politicienii, oamenii caută să schimbe ceea ce este drept, ceea ce este normal, ceea ce este de mii de ani. Și astăzi familia capătă un nou sens. Însă, în ochii lui Dumnezeu, familia este aceeași. Noi trebuie să înțelegem că familia este importantă în ochii lui Dumnezeu și fiecare din noi facem parte dintr-o familie și avem la rândul nostru familie. O familie presupune soț, soție, copii. Și în familie Dumnezeu a pus regulile. În familie Dumnezeu ne solicită, ne cere responsabilitate. În familie Dumnezeu ne cere să fim modeli pentru copiii noștri. Pentru că copiii ne copie. Ia pune mâinile cumva, nu știu cum, și mergi să vezi că copilul tău în spate face la fel. Ea începe să vorbești urât și vezi cum copilul tău prinde din zbor. De multe ori credem că copiii au ocupația lor acolo și nu știu, nu bagă de seamă, nu ascultă. Dar dați-mi voie să vă spun, am văzut copii așa de isteți, chiar dacă se jucau într-un colț,
Urechea era îndreptată la ce vorbește tata și mama, la ce spune. Copiii din ziua de azi sunt foarte isteți. Și nu mai merge treaba cu barza, nu mai merge treaba cu nu știu ce. Privim în Scriptură și vedem nevoile noastre. Vedem problemele cu care noi ne confruntăm ca și familii înaintea lui Dumnezeu. S-a vorbit aici un cuvânt enorm astăzi, deosebit de important, privind iertarea. Iertarea între noi și iertarea înaintea lui Dumnezeu. Iertarea este condiționată de Dumnezeu de iertare. Și așa cum veți ierta greșiților voștri, așa vă va ierta și Dumnezeu. Vorbim despre familie, doar un gând să mai adaug. Am cunoscut aici în Belgia un om care avea doi copii, un băiat și o fată. Și de fiecare dată când vorbea despre familia lui, zicea despre fata lui, de care era foarte mândru. Fata face facultate, fata are nevoie de bani. Și mii, zeci de mii de euro intra în direcția aceasta a fetei. Am rămas mirat și l-am întrebat, dar bine, dar băiatul tău ce face, băiatul? Într-o familie știți, tata este tare bucuros să aibă un băiat, să aibă un moștenitor, să aibă pe cineva care îi duce numele mai departe. Pleca capul în jos și nu voia să spună niciun cuvânt de băiat. Am întrebat pe cunoscuți, mă, ce s-a întâmplat? De ce nu vrea să știe nimic de băiatul lui? Păi băiatul lui să știe că a vrut să se căsătorească cu cineva și tatăl i-a interzis. Și în cele din urmă băiatul s-a căsătorit cu o vecină văduvă, care avea doi copii. Și de atunci, el nu mai are niciun copil cu respectiva. Și pentru că tatăl a vrut așa de tare să o ia pe aceea și nu, relațiile dintre ei s-au rupt. Și într-una de zile m-am apucat să-i spun, mă, ce se întâmplă? Cum chiar așa, măi? Dar chiar nu vorbești cu el. A plecat copilul tău în Grecia și tu ești în Belgia, n-ai putut să-l chemi aici să-l ajuți. Nici nu vreau să stau de vorbă cu el. Nu vreau să-l văd. Copilul mi-a făcut rușine. Mă rog. Scumpii mei frați, nu știm nici ziua, nici ce ceas. S-a dus acasă și la 60 ceva de ani s-a apucat să facă nu știu ce. Și așa cum cade copacul și acolo rămâne, așa și ea. I-a fost rău la spital și înapoi n-a mai venit bine. Se poate întâmpla ca și noi ne știm ceasul, ne știm clipa, să nu ne iertăm unii pe alții, sau, Doamne ferește, să nu mai știm de mama, să nu mai știm de tata, să nu mai știm de părinți, să avem copii și să nu avem grijă de ei, să nu îi îngrijim și să nu ne purtăm responsabil înaintea Domnului. Am stat și m-am gândit ce trist este să mergi la judecată înaintea lui Dumnezeu, neîmpăcat cu cineva. Dar și mai trist este să nu fii împăcat cu propriul tău fiu sau cu părinți sau, Doamne ferește, să te porți urât cu tata și cu mama și într-un anume împrejurare tata și mama să spună la supărare sau, mai știu eu, la nervi, vreun blestem ceva. Zice cuvântul în Scriptură, așa cum sare vrabia din loc în loc, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Dar dacă blestemul întemeiat, desigur, cuvântul spune, nu blestemați, ci binecuvântați, că și acesta a fost binecuvântați. Cred că această familie, care vine a treia oară în biserică, am avut probleme până acum și timpul nu era favorabil, de data aceasta vor să aducă copilași înaintea Domnului și mă rog din toată inima ca Domnul să-i asculte și să-i binecuvânteze. Amin, amin. Ne ridicăm înaintea Domnului, chem de frații prezbiteri să fie alături de mine. Păi știi cuvântul Domnului.
Știți cum îl cheamă? Solomon. Domnul să-i binecuvânteze cu înțelepciunea lui. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Solomon. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Solomon. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Solomon. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Doamne, Tată din ceruri, iată venim în momentele acestea cu biserica Ta, cu familia aceasta, Doamne, cu toți cei care credem și ne bucurăm de prezența Ta. Venim și cu Solomon, Doamne, și Te rugăm, întinde-ți mâinile Tale peste Solomon și dă-i binecuvântarea Ta, Doamne. Amin. Te rog să păzești de Solomon de tot ce e rău, Doamne. Amin. De oameni răi, Doamne. De accidente, Doamne. Amin. De foc, Doamne. Amin. De ape, Doamne. De orice ar pune viața, Doamne, în pericol, Doamne, de Duhul rele, Doamne Iisuse, să-i dai o creștere sănătoasă, să-i dai minte și înțelepciune, Doamne, ca lui Solomon, Doamne, să-l faci să fie o bucurie, Doamne, și o binecuvântare pentru cei din jur, Doamne. Te rog, Doamne Iisuse, să fii cu el la plecare și la venire, Doamne. Noi, Tată din ceruri, venim cu familia aceasta și te rog să lași binecuvântarea Ta și peste tata și peste mama, Doamne. Să-L învețe, Doamne Iisuse, ce este frica de Tine, Doamne. Să fii ascultător de Tine, Doamne Iisuse. Și mâinile Tale să nu se depărteze de la El, Doamne. Noi îl încredințăm, Doamne, în brațele Tale, Doamne. Și crede, Doamne, că ce binecuvântezi Tu, rămâi binecuvântat. Lasă binecuvântarea Ta peste Solomon. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească selina. Amin. Amin! Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine selina. Amin. Amin! Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea selina. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Tată Sfânt din ceruri, ne închinăm înaintea Ta numele Domnului Iisus și proclamăm binecuvântarea Ta divină peste selina, Doamne. Amin. Tu ești Cel ce dai binecuvântarea, Doamne. Când binecuvântarea Ta cade peste un copilaș, aduce pace, liniște în viața Aleluia. Mea. Proclam pacea și liniștea Ta în viața Aleluia. Lui Sfântului. O, Doamne, lasă carte, Tatăl Înger, peste ea. Aleluia. Binecuvântează, Doamne, somnul ei, Doamne. Aleluia. Ca somnul ei să fie dulce și binecuvântat de Tine, Doamne. Aleluia. O, Doamne, când va crește mare selina, pune în gură cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu. În numele jertfei de pe Calvar, în numele drag și sfânt al Domnului Iisus Hristos, mă rog, păzește de foc, păzește de apă, păzește de accidente, păzește de boli curabile, Doamne, păzește de puterea vrăjmașului și lasă binecuvântarea Ta divină peste ea. Mă rog pentru părinții, pentru fratele Donatonite, pentru sora Ancuța, Doamne. Dă-le binecuvântarea, Doamne Dumnezeule, să-și câștige pâinea cinstit, Doamne Dumnezeule, să oprească pe Selina și pe ceilalți copii ai lor, în frică și în temere de Tine, Doamne. Fă o binecuvântare pe Selina în casă, în societate, în biserică. Îl auzește, Doamne Dumnezeule, pe drumul pe care va merge, Doamne, și fii de partea ei. Amin. O mena de la semne. Sana, aleluia! Ca să răsară lumina feței tale peste ei. Amin, Doamne. De ea, Doamne Dumnezeu. Îndură-te de mama ei și de tatăl ei, Doamne Dumnezeu. Proclam binecuvântarea Ta divină peste ea și cred, Doamne, că binecuvântarea Ta este revărsată din plin peste ea, Doamne. Aleluia. Este pe brațele mele. Dar eu vreau să o credințez pe brațele Tale. Aleluia. Știind că va rămâne binecuvântată de Tine. Amin, Doamne. Fii slăvită mea. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Vreau să pe micuța Irina înaintea Domnului și înaintea bisericii. Zice Dumnezeu să binecuvânteze! Aleluia! Domnul a vorbit prin Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Irina. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Irina. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace Irina. Amin. Astfel se pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule atotputernic, în numele sfânt și drag al Domnului Iisus Hristos, venim, Doamne, să-ți mulțumim din toată inima, aleluia, pentru copiii, Doamne, pe care Tu ni-i dăruiești. Lăudați să-ți fie numele Tău. Copiii, Doamne, sunt o moștenire, Doamne. Sunt o binecuvântare care vin din mâna Ta și din brațul Tău. Și în această seară, Doamne, familia aceasta, fratelui Donadoni, a dus înaintea Ta pe acești trei copii ai Lui, pe care te rog din toată inima. În această seară, în aceste momente, stă, Doamne, înaintea Ta această fată pe nume de Irina. Te rog din toată inima mea, pune-ți mâna peste ea, în semn de binecuvântare, Doamne. Poartă-i de grijă, Doamne, pe unde merge, pe unde umblă. Pune un înger păzitor, aleluia, ca să o păzească, să o plătească, aleluia, la plecare și la întoarcere, Doamne. Fii de partea ei, Măriță, spre numele Tău. Pregătește-i viitorul, Doamne. Te rog să o întărești prin Duhul Sfânt. Să dai biruință, Doamne, să o păsești. Să o plătești, Doamne, de tot ce este rău. Binecuvintează-i mâinile, Doamne, și picioarele. Binecuvintează-i tot trupul, Doamne, să crească în temere și în frică de numele Tău. Păzește, Doamne, de lume de afară, Doamne. Te rog să o păzești de întuneric, Doamne. Să o păzești de bol, Doamne, de duhuri necurate. Să lași ungere peste ea. Să fie ascultătoare de părinți și ascultătoare de Tine, Doamne. Să crească, Doamne, în temere, Doamne, așa cum am spus, și în frică de numele Tău. Și apoi, Doamne, ori de câte ori, Doamne, dacă cumva va avea probleme, și atunci când va chema numele Tău, ascultă-o din înaltul cerul. Ascultă rugăciunea, Doamne. Vă, Doamne, Dumnezeule Ceresc, ca ea să fie o lumină pentru familia ei. Binecuvântă-o cu înțelepciune la școală, Doamne. În numele Lui Iisus, o încredințez în brațul Tău, știind, Doamne, că mâna Ta o va călăuzi, o va binecuvânta, o va păzi. Pentru că, Doamne, când binecuvântezi, Tu rămâne binecuvântat. În numele Lui Iisus, binecuvântează-o pe Irina și pe toți frații ei, împreună cu părinții ei și cu toată casa ei, de acum și în toți, în vecii vecilor. Amém.